Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal, sunt aici alături de pisica. Bună! Și astăzi avem un episod foarte special pentru că efectiv vom merge la camping. Adică ne-am luat corturile cu noi, ne-am luat niște mâncare după noi și de asemenea ne-am luat mersul de crab după noi. Uite așa este mersul de crab, uite așa. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like. Nu știu ce o să se întâmple, dar am înțeles că pădurea asta este plină de urși. Așa că probabil va veni ursul și va bate așa la cort. Bună ziua, sunteți acasă? Sper să nu se întâmple chestia asta, dar e posibil. Câte like-uri vrei, pisică, la episodul de azi? Zi, repede tu. Pentru acest episod mi-aș dori să strângem peste 15.000 de like-uri? 15.000 de like-uri, mamă! Bine, pisica, hai să vedem. Și dacă vă place, poate facem și alte episoade, pentru că avem multe locuri în care putem să mergem, multe chestii pe care le putem explora. Și astea sunt itemele cu care pornim. Deci, practic, noi nu suntem pierduți în pădure. Noi mergem camping, adică nu e ca într-un joc survival neapărat, dar e survival pentru că avem acolo jos mâncare, băutură și dormit. Avem de asemenea posibilitatea să ne uităm pe hartă, după cum ne arată aici. Și avem aici zona de starting point-ul, de început, și noi trebuie să ajungem la Camp Zone 1. Deci o zonă în care am putea să dormim și să ne setăm corturile. Așa că, hai să vedem, pisica s-a urcat prima, ia să vedem și noi. Ai grijă și la șerpi, că există și șerpi în pădure și... Da, poți să scoți toporul, dar nu știu dacă e o idee foarte bună să ne batem cu el, dacă îl vedem. Iepuraș poți să prinzi, dacă ești suficient de rapidă. Poți să colectezi lemn de pe jos, că o să avem nevoie și de lemn și de pietre, dacă vrem să facem un campfire sau ceva. Nu prea de bine aici. Oh, ia uite ce scrie aici. Urs în apropiere și culmea, e dărâmat semnul ăsta, deci... Da, nu prea aș spune că e un loc bun, dar hai să mergem, să vedem. Ne urcăm frumos așa. Și trebuie să ajungem la primul camp zone. Hai, pisică, să vedem. Uite-te prin toți boscheții, uite, zice că poți să te bați cu ursul în caz că avem probleme. Am văzut, da. Bă, chestia cu urși e o chestie chiar reală, adică dacă te duci într-o pădure, există șansa să te întâlnești cu un urs. Și chiar nu știu ce trebuie să faci în cazul în care te întâlnești cu un urs. Adică chestia asta chiar cred că ar fi de ajutor să știi. Așa că scrieți în comentarii ce faci când te întâlnești cu un urs. Că am înțeles tot felul de povești. Te prefaci că ești mort. Aulu. Nu, nu te duci spre el. Alu, l-ai bătut. Da, a bătut șarpele. Bă, i-a dat de la... Ia vezi, putem lua cărniță. I-a dat de la Juliet. Mă, dar nu cred că poți. Poți să mănânci carne de șarpe? Nu știu, eu știu. Ba da, alu, am luat carne de șarpe. Ia-o, facem o ciorbă. Bă, am luat carne de șarpe. Dar te-a mușcat? Nu, n-a făcut nimic. Okay. Nu m-a mușcat. N-a apucat. Ok, small stone. Bă, e bine că l-ai rupt. Iaude, bă, pisica curajoasă, ce vorbim aici? Păi da. Bă, nu știu, ai luat radio-ul la tine ca să punem și niște muzică? Nu știu, capitan, nu cred. Să vedem, poate l-am luat eu, Camping? N-am luat radio-ul. Ia stai să văd. L-am uitat acasă. Avem crafting, food. Bă, am luat eu radio, deci este în regulă. Bun, că să punem și niște muzică, să ne distrăm aici. Că până la urmă de asta mergem la camping, nu să ne întâlnim cu ursul. Deși se va întâmpla probabil și chestia asta. Uite, am ajuns aici, am ajuns la locul ăsta. Este zona de camping 1. Uite un ghiozdan aici. Adică avem voie să ne punem corturile aici. Înțelegi tu? Quest complete, clean the area. Trebuie să curățăm. Păi dacă nu putem să stăm în boscheții ăștia, înțelegeți? Adică trebuie să... Scoate lopata ca să cureți aici frumos tot ce trebuie, preparare pentru a pune corturile. Și pe asta hai că o curăț eu de aici. Nici o problemă, pisică, ne descurcăm. Da. O să curăț aici zona asta. Gata, am curățat, area collected. Și acum spune așa, trebuie să ne apucăm să ne punem corturile, da? Deci pentru a spune cortul, nu poți să spui cortul pe jos. Trebuie să spui fundația cortului, da? Și trebuie să îți alegi și hai să le punem un piculeț mai îndepărtate, să nu fie chiar super apropiat. Păi da, dar te duci acolo, te mănâncă ursul mai rapid. A, mă, pisică, nu mă mănâncă ursul. Până ajunge la mine, e deja sătul. O, mă mănâncă ursul, pisică, e tot în regulă. Treaba ta, capitan, eu mi-l pun aici. Da, liniștită, că nu mă mănâncă pe mine ursul. Așa, trebuie să punem bețele. Punem bețele frumos. Ca să putem să punem cortul. Uite așa, quest complete. După asta, trebuie să punem bețele mari. Sunt 4 bețe mici și 2 mari.
Da. Se face noapte, dar nu-i problemă că noaptea în jocul ăsta e destul de ok, adică o să începem să vedem destul de decent. Aoleu, m-a aruncat cu piatra, doamne. Aoleu, pisică, n-a aruncat cu piatra. Și acum am pus cortul, iată, ceva de genul ăsta arată. Domnule urs, sper să nu vii prea curând. Bă, mi-e cam sete, dă să beau ceva. Sete? Am niște băutură de asta la mine. Așa. Hai că am băgat uite acum. Uite ce frumos i-am făcut. Ia să vedem. O să trebuiască să facem asta? Și un campfire, să știi. Da, ca așa să că... vezi lumină. Da, uite, vezi că e destul de luminos, adică e ok. Da, e ok. Nu e ca în alte jocuri unde e super întunecat și nu vezi nimic. Ok, cât de cât decent. Ia o pisica și întinde cortul acolo. Dar vezi că trebuie să le și bați cu ciocanul pe astea. Adică le pui și pe aia le bați cu ciocanul, pentru că na, așa se face la... A, da? Băi, n-am fost niciodată cu cortul, acum trebuie să vă zic. În viața mea n-am fost. Cu cortul, dar n-am știut că asta faci. De ce în viața mea nu am fost cu cortul și vreau să-mi scrieți în comentarii dacă voi ați fost vreodată și dacă chiar așa e. Trebuie să bați astea... foarte multe ori, dar bă, nu știu. Cred că mi-ar face mare plăcere să merg în pădure, deși pare periculos oarecum, nu? Adică, gen... Adică dacă te duci într-o pădure unde ești tu 100% sigur că nu vei avea probleme. Dar nu te duci în pădure să-ți pui cortul. Sunt locuri amenajate. Da, bănuiesc că sunt. Uite, vezi că ai pe L flashlight. Deci pe L poți să-ți aprinzi. Mi-a dat mie hint. Da, și mie mi-a dat. A, da, odată ce... Bă, dar n-am baterie la lanternă. A, dar odată ce așa... Păi nu ți-ai luat baterie? Îți dau eu baterie dacă vrei că mi-a luat. Hai să văd. Cum să nu ți-ai baterie? Păi nu mi-a luat baterie, ce să fac? Dar mi-a luat hârtie igienică? Băi, eu nu mi-a luat hârtie igienică. Mi-a luat niște bandă adeziv. A, bă, da, am eu hârtie igienică, am eu. N-am hârtie igienică, doamne. Păi dacă ai nevoie, îți dau de la mine, nu-i problemă. Uite, așa ceva. Îți dau de la mine hârtie igienică, nu-i problemă. Dar bine, sunt niște frunze pe aici, prin pădure, dacă e. Îți dai seama. Asta e, ce să faci acum? Bun. Păi stai, trebuie să fac și eu campfire de la... Nu, cred că doar eu trebuie să-l fac. Collect wood for camping, las că-l fac eu, craftez eu. Deci, ia, vezi dacă prinzi iepuraș. Nu știu, dar cum aș putea să-l vânezi? Ia că se duce pisica cu toporul. Camping, deci crafting, avem nevoie de un campfire și putem să-l craftăm deja. Hai să dăm craft. Așa, bă, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place, poate facem o serie. Pentru că mi se pare foarte tare ideea asta de camping. Dar nu e genul ăla de joc în care... Adică e survival, trebuie să mănânci, trebuie să bei, trebuie să ai grijă la urși, dar nu e survival în sensul că te-ai pierdut în pădure. Nu, te-ai dus intenționat în pădure și ai început cu niște iteme de... Bă, mi se face frig. Bun, hai să punem... Este să collect big stone for wood for crafting campfire. Bă, da, eu am făcut campfire-ul și nu aveam wood-ul suficient și aparent... Nu-mi zici că trebuie să fac iarăși campfire, că... Collect big stone for crafting campfire... Da, uite, vezi? Eu am pus campfire-ul, dar aparent jocul nu știe că l-am pus. Deci, cred că o să trebuiască să mai fac unul. Ouleau, uite, capitan. Ia uite, bă, s-a pus pisica aici. Punem, dar nu am ciuperci. Ok. Ce, vrei să te bagi la gătit? Faci o supă, ceva? Mă gândeam, dar n-am ciuperci. Doar cu ciuperci merge? Ia, stai să vedem crafting. Da, așa îmi zice. Să te uiți, să fii atentă de jur împrejur ca să nu dăm nas în nas cu ursul, ok? Că n-aș vrea. Stai că trebuie să mi se ducă quest-urile alea de sus, că altfel n-ai cum. Trebuie să băgăm, fira rândă cu piatra, scuze! Craft and place a campfire, place a mocha. Mocha? Mocha. Mocha! Cred că ăsta e. Ăsta este un mocha. Păi și ce faci în el? Și acum trebuie să-mi bag de-astea de dormit. Mă duc să-mi pun... Place your sleeping bag inside the tent. Bun, deci hai să punem patul. Stai așa, ca să mă pun gata, frumos aici, ca acasă. Dar așa. Ce faci aici? Că n-avem... Ia stai o secundă, pot să folosesc cumva gen să fac un suc, ceva? Water? Nu știu, vezi dacă îți trebuie ceva, berries? Poate... Dar nu-mi zice ce-mi trebuie, aia e faza. Mocea, dar nu-mi zice, ia uite, pisica s-a băgat la somn, ia uite-o. Mi-e somn, capitan, lasă-mă. Ce zici, pisică? Am dat să dorm și eu acolo, dar nu mă lasă. Zice, can't do that. La mine? Da. Ce zic, cauți la mine în cort? Eram curios dacă merge. Ia stai, mă uit pe hartă, deci noi suntem la camp zone 1 și uitați-vă câte zone sunt. Adică avem o grămadă de zone în care putem să mergem și aici îmi zice sleep until morning, deci o să trebuiască să dormim.
Oricum, cred că mai e puțin până se face dimineața. În mare parte nu trebuie să dormi până dimineața, trebuie să dormi până când se face bara de zzz ăla de jos. E full. Să fie full. Atât te interesează. Mamă, ce frumos e cerul. Însă, hai să mai punem niște foc aici, pentru că zice că mi-e frig și nu de alta, dar... Start fire. Ok. Da, și acum mai băgăm niște Edwood. Mai băgăm niște lemne. Ok. Am pus niște lemne. Bă, îmi zice că pot să fac marshmallow de ăla. Da, știu, dar n-am. Nici eu. Hai că mă duc să dorm. Gata, m-am culcat. Bagă și un pic de somn, că eu rămân trează aici. Lol, m-am culcat și mi-a dat instant. Bara aia s-a făcut maximă instant. Eu, capitan, și la mine e aceeași poveste. Ok, stai să mănânc puțin, că mi-e puțin foame. Îmi este puțin foame. Și stai că era un ghiozdan aici, mă, și nu l-am verificat. Da, eu am luat chestiile. Ai luat chestiile? Da, dar ți le dă și ție. Pick gândesc, all? Nu? Da, mi le dăm. Mai dorm un pic. Rope. Ok. Mai găsești ghiozdanele astea random pe aici? Nu știu care e faza cu ele, dar... Na, e bine că le avem. Și hai să-i dăm să mâncăm. Zici dacă vezi un ghiozdan acolo, știi că nu s-a întâmplat ceva de da, bine, e puțin suspect așa, trebuie să recunosc. Adică, dacă te duci la camping, nu ți-ai lăsat ghiozdanul acolo, știi? Uite, poți să apeși pe mocea, pot ăsta, apasă și poți să-ți iei cafea. Uite, apasă că ți-a făcut 4 cafele. Wow! Uite, cafea caldă, dă că super, beau. Mamă. Bag o cafea caldă. Deci îți face automat cafea. Ok, păi dă-ți iau ăsta. Vreau că îți dă energie mai multă. Cred cafeaua. Că da. Bă, da, eu pot să gătesc aici oare? Ok, gata. Am niște carne. Capitane? Nu mă lasă. Dai și mie niște hârtie? Am nevoie la baie. Unde zice? Nu știu, am nevoie la baie. Stai, pisică, îți dau niște hârtie. Și mie hârtie, te rog. Stai o secundă. Stai să văd unde este. Drop. Yeah. Mulțumesc. Ai luat-o? Aoleu, ce mă trece rău de tot, capitan. Ce fizic am boschet. Ia uite, s-a băgat în boschet. Gata, okay. Nu hai... te uita. Nu mă uit. Ok, stai că zice că trebuie să have a breakfast. Deci, bă, s-a auzit. Ce? S-a auzit? Că ai făcut ceva acolo, s-a auzit până... Bă, s-aude. Dar nu se aude de la mine, e de la un iepuraș. Ok, iepuraș, am înțeles. Bă, trebuie să mănânc. Surprinzător, trebuie să mănânc. Îmi zice have a breakfast, deși tocmai ce-am mâncat. Dar am să mănânc un apple. Am găsit un măr. Gata. O să mănânc un măr. Bă, vezi că am impresia că și tu trebuie să mănânci. Adică, cred că te obligă da, la quest. Foame, da. Te obligă la quest. Fructe. Bun, ne zice că trebuie să ne scoatem tentul. Deci, bagă-te să... Acum mă bag. Trebuie să încep să-ți scoți... Pentru că dacă nu-ți iei cortul cu tine, nu putem să dormim în următoarea zonă, știi? Și tot așa. Știu. Un pic pe râu. Trebuie să vedem. Da, pe râu trebuie. Trebuie să văd că trebuie să-mi iau patul și nu pot. Subject stacked, zice. Le bagă toporul înăuntru. Gata, mi-am luat patul. Uneori se băguiește puțin, că nu vezi ce iei mai exact. Știu. Inventory full. Ok. Trebuie să mai dai drum la ceva. Stai să vedem ce nu-mi trebuie. Ceva ce nu-mi folosești. Uite, bă, că aveam și scăunel și nu știam. Aia știu, dar nu l-am mai pus. A zis că pui și radio-ul și nu l-ai mai pus. Da, am multe chestii, dar uite, am să pun chestia asta aici. Nu trebuie să mai iau chestii. Ce mai trebuie să iau? Am pietre prea multe. Știi ce? Ia, stai să văd. A, știi ce trebuie să faci? Să-ți, în momentul în care cortul luminează alb, ca o... Vezi că doar într-un punct luminează alb. Ok. Pentru gata. Că nu merge selectat altfel. Da. Dar eu am inventory full în continuare, frate. Cât spațiu ar trebui să am? Uite, și astea sunt goale. Eu am. Să-ți dau pe așa. Am conserve goale în inventory, deci... Dă-le la o parte. Gata, și eu la fel, drop. Și stick-uri, dar vezi că îți dă drop câte o bucată. Am văzut. Așa? Gata. Bun. Și asta stai așa? Trebuie să iei exact cum l-ai montat, gen bucată cu bucată. Da. Object bun. Stacked. Mai am încă o chestie de luat. Iar așa am inventory full. Bă, frate. Bă, păi, și eu. Bine, îți dai seama că nu poți să ții. Eu nu înțeleg. Gen, am dat jos
4 cutii de alea păi goale. Păi da, dar vezi câtă greutate ai. Îți trebuie... A, greutate. Uite-te, la... îți trebuie liber măcar, deci, nu știu. Arunc eu, capitanul, îți mi-arunc mâncarea. Mă, mâncarea să știi că... Da, mai bine mănânc-o. Mâncarea să știi că ocupă destul de mult din ce am văzut. Păi că și durează până când o mănâncă. Da, și la mine la fel. 44 de litri, deci tu nu e suficient. Da, știi și la mine. Camping, da, stai să văd ce, ce are greutate mai mare. Deci ăla de cafea are greutate destul de mare. Păi da, da, de ăla avem nevoie. Face păi lasă că îl ții, doar, îl ții doar tu. Avem o stație, bine. Am o stație care am luat-o. Uite stația, stația e foarte, foarte grea. Gata, am mers acum. Ok. Stație, dacă ți-ai luat stație poți să-i dai drop și ar trebui să fie ok. Gata? Vreau să-mi iau și grătarul meu. Dacă nu-ți merge, îl iau eu. Nu-ți merge? Stai că trebuie să fie punctul alb. Nu merge, inventory full. Gata, l-am luat eu. Bun, hai să mergem. Explore the cave. Pisica, trebuie să mergem într-un cave. Hai. Hai la cave. Deci este undeva drept înainte și la stânga. Înțeles tu? GPS-ul tău, la datorie. Ia uzi, pisica este GPS mai nou. Hai, deci vedem. Pe aici, deci fii atent, golul pe aici, da? Da, dar vezi că stai să-mi scoși o toporă, că nu de alta, dacă e vreun șarpe prin boscheți. Dai una și se culcă. Da, nu știu dacă e chiar așa, dar... Cum să nu? Uite, iepurașul în față. Știi care e faza? Nu prea mai merită să mai avem, să mai luăm iepurași sau altceva acum, pentru că nu mai avem spațiu în inventory suficient de mult. Da, știu. Bine, noi avem mai multe zone în care vom, dormi. Aia a fost prima zonă în care am dormit și, surprinzător, n-a venit încă un urs. Nu mai am energie. Nici ce hal alergi? Adică? Tu bă, un șarpe! Despărțite de corp, unde e? Nu știu, parcă mi s-a părut că am auzit. E că eu nu prea mai am energie și... Uite-l în spatele tău, căptan! Olu! N-am energie suficientă să-i dau una. Pisica, să nu te muște. Stai că stau puțin pe loc. Uite-l că vine! Stai că îi dau eu. Stai că eu trebuie să fac așa. I-am dat! Slide direct în l-am șarpe, rupt, bine! L-am rupt pe băiat! Uite, am ajuns la cave și văd și un ghiozdan acolo. E cave de urs, pisica, uite că scrie. Ce căutăm într-un cave de urs? Oare e ursul acolo? Da, că trebuie să craftez un bear trap, what? Ok, stai. Ia ce avem aici? Bă, n-am mâncare suficientă. Astea se dau... Lol, sunt empty. Capitane, că-ți dau eu să mănânci. Stai că-ți dau eu să mănânci. N-am să fac bear trap. Food, drop, de cât ai nevoie? Îmi trebuie conservă, ia stai, una singură. Conserva am eu o conservă, ia drop, ia de aici conserva. E full, dar nu aia conservă de-aia, îmi trebuie de-alea mari. Altfel nu... Păi am și de-alea mari, căptane. Și fii atentă, Jimmy's. Ai Jimmy's? Ăla e, ăla nu, îmi trebuie. Nu, am Yami's. Ai, stai să văd. Peaches. Stai să văd, crafting. Cred că scrie peaches. Peaches, am nevoie de două peaches. Ai două peaches? Una peaches. Că una la mine burtă. Și la fel, îmi trebuie un Jimmy's sau un peaches, una din alea. Păi da, ăsta n-are Jimmy's peaches ăsta aici așa? N-s goale. Paul. Zgoale. N-avem, capitan, ce ne facem? Da, așa că... așa? Păi n-am ce să fac, nu am cum să fac trap. E urs acolo. N-am cum să fac trap, îmi trebuie două... Mamă, dacă știam, nu mai mâncam. Păi da, dar eu de unde să știu? Capitane, cred că vine ursul. Se mișcă ursul, capitan. Ce? Capitane, vine ursul. Nu vine ursul. S-au ridicat în picioare! Bă, de ce stă în picioare? Eu zic să mergem să-i dăm o mână. Ce? Cum să-i dai una? Că uite că se mișcă. Lasă-l că s-a dus înapoi. Mă uitam să văd dacă aș putea să craftești ceva, da. Uite, avem trap de iepuraș. Poți să craftezi trap de iepuraș. Dar n-am cum să-i fac trap sub nicio formă. Hai, capitane, acolo la el. Mergem peste una el? Leșină. Hai, odată. Uite-l ce are face. Are cineva acasă, hai. Dar nu, pisică... nu, hai să-l... Dar ce face, pleacă? Ia stai, ne putem furișa. Bă, nu te poți furișa. Pisica, de ce să ridică în două picioare? Bă, vine ursul! Bă, a sărit pe mine! Mata pășuț! Nu, și pe mine! Fai de capul meu! Ok. Stai că m-a ridicat, capitan. Te ridicat? Capitanul m-a ridicat, apăsă pe G. Ok. Vai, nu cred. Ursule! Lol, frate! Ei, l-am bine!
Lol, frate! Stele verzi! Wow! Ok, deci asta a fost episodul nostru de azi. Am reușit să batem ursul. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade, nu uitați să dați acolo un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!